metri la Gelsenkirchen, nu la Garmisch-Partenkirchen. Acolo a fost domnul Cioba. Dar la Gelsenkirchen a venit Bayern München și a furat pe Schalke, al doilea cel mai teribil public din Europa. Așa, Inter Milano a egalat la Bologna din 11 metri, hilar. Și de asemenea, penalti pentru Barcelona, 1-0 acasă cu Eibar, minutul 20, n-a mai avut arbitru răbdare. Am văzut că minutul 20 era 0-0, le-a pus-o pe VAR. Aceste echipe, într-adevăr, mototolesc tot ce mai reprezenta umanitate, speranță și incertitudine în jocul cu balonul rotund. Jocul, a fi spus Neaimi, s-a dus dracului de joc. A fost penalti și la Sepsi cu Craiova, Radu. Da, a penalti, avut Craiova un penalti. Penalti acordat, cred eu, corect. Nici nu au fost foarte multe contestații pe marginea acestui lucru. Altfel, un meci destul de modest, nu neapărat peste nivelul ligii întâi, așa cum titrează ziarele de sport deja. Păi da, că sunt 5 goluri și astea ți-au luat ochii. Corect. De acolo vine. Și altfel să remarcăm rezultatul ghinionist pe care l-a reușit ghinionist pentru Timișoara în deplasarea de la Voluntari. 1-0 pentru Voluntari cu gol în minutul 93 la o fază cu gol, Puchio gol de la, cum spuneai tu. A, perfect. Păi iată omul nostru Vasile Miriuță, la prietenul nostru până la urmă, deși este maghiar și el, dar el, Miriuță, ne spunea cu Puchio golul. Așa e, de la Chiajna, sigur. Limbajul ăsta, nu, antrenorul la Voluntari este Claudiu Niculescu, dar Miriuța ar fi spus un Puchio gol. Da, Radu, vreau să te întreb ceva. Știi unde e Timișoara la ora asta? Pe drum. În autocar. În autocar, bineînțeles. Mă gândeam dacă am putea să-l sunăm mâine pe antrenorul Timișoarei, pe Ionuț Popa, însă mie să nu-l trezim din somn. A declarat, am citit pe Facebook, dă-l dracului de play-off, mergem la Iași cu elicopterul. Dar cu care elicopter dacă vi-l împrumută Liviu Dragnea? El l-a luat pe persoană fizică cu 5.000 de euro. A făcut 2 ore cu elicopterul până la Țebea. Da? S-o fi pierdut pe undeva prin munți, ca Aurel Vlaicu pe vremuri. Cine știe. Da, vorbim, Dane, despre astea mâine la ora 16. Emisiune dedicată în întregime sportului cu balonul rotund. Pe mâine, așadar. La revedere, Dane. Bună seara, prieteni! Bun găsit la o nouă ediție a emisiunii Un Pont pe Zi. Sunt Dan Bâra, alături de mine Savin Pârvan. Salut, Savin! Salut, pariori! Salut, prietene! Iată, etapa asta intermediară e una nu foarte simplă. Aproape pentru nimeni nu e o etapă ușoară. Mă uitam la meciurile din Liga 1. Craiova a apărut parcă obosită în partida de astăzi, dar e și normal. Și ce de la Sepsi, evident, de Timișoara ce să mai spunem după o deplasare atât de lungă. Voluntariu parcă s-a amenajat din primul minut de joc. Nici echipele mari din Europa, Inter s-a chinuit la Bologna. Mă rog, Leipzig a pierdut, iată, la Augsburg, la capătul unui meci pe care eu îl consider foarte modest în comparație cu ce ne-a arătat Leipzig de-a lungul sezonului trecut. Ce zici? Da, în general, rundele intermediare ne propun și astfel de rezultate. Și cu atât mai mult cât în această săptămână, pe lângă aceste partide din Liga 1, Bundesliga și La Liga, ne mai agățăm așa și de alte confruntări, cum ar fi cele din cupe. Astăzi au salvat cupele în ceea ce privește bilanțul emisiunii de aseară, pentru că am avut din nou... Altfel destul de modești, dar ne-au ieșit câteva cote mari. Da. Messi deschide scorul, era 3-50, Lewandowski, da, nu mai știu cum era, Bayern câștigă și Lewandowski marchează. Lewandowski marchează primul gol. Primul gol, iată. 4 din 5 puncturi au fost pe Cupa Ligii Angliei, Kim 4 din 5 puncturi câștigătoare, ne-a ieșit un over în... de 2,5 în Liga a doua franceză, la Nancy cu Bull Perona. Și am avut, ne-am ferit de surpriza de la Polonia, mini-surpriza, ok, nu e Inter încă o echipă care să domine. Venea totuși după 4 rezultate. Da, noi am pariat X2 și 0-3 goluri pentru o cotă de 1,65. Valencia, Malaga ne-a ieșit de asemenea lejer. Probabil ne este și Barcelona. Barcelona, noi am mizat pe gol Barcelona în ambele reprize și pe un succes la 0, la 0 al catalanilor. Dar surpriza neplăcută a zilei a fost, fără îndoială, sau surprizele neplăcute ale zilei,
au fost meciurile din Bundesliga, da, foarte, foarte multe surprize. Corect, prieteni, haideți să vedem ce se întâmplă mâine. Poate mâine va fi o zi mai, mai norocoasă. Începem cu meciul zilei Unibet dintre Dinamo și Concordia Chiajna. Multă vulvă pe marginea acestei partide, evident generată de faptul că Miriuța a trecut dintr-o barcă în alta, dar e normal, se întâmplă lucruri de genul ăsta în fotbal. A părăsit Chiajna și este mai nou antrenorul Dinamo. Va sta însă pe bancă începând de etapa următoare, de duminică, când Dinamo urmează să întâlnească Steaua. Avem cotele partidei, 1.40 este cota pentru victoria formației gazdă și nu mă îndoiesc că lucrurile vor evolua exact în această direcție, pentru că să ne gândim până la urmă, Miriuță, chiar dacă nu este pe bancă, are cam tot ce trebuie pentru a demonta formația adversă. Evident, punctele sunt importante. 1.40 pentru victoria Dinamo. De acum trebuie să punctăm faptul că noi mergem pe acest pariu. Egalul are 4.70, iar victoria formației oaspete o cotă de 8. Am mai scos câteva variante de pariuri pentru această întâlnire. Peste 1.5 goluri în prima repriză, o cotă de 2.95 și iarăși mi se pare un pariu interesant. Ambele marchează 2.38. Nu știu dacă Chiajna va reuși să marcheze în această deplasare, chiar dacă Dinamo are o apărare destul de modestă și mai avem peste 3 goluri asiatic la o cotă de 2.95. Sabin, să încercăm un handicap aici, crezi că merită să riscăm? Da, eu cred că Dinamo o să câștige cu 2-0, asta e rezultatul pe care... Și mă gândesc că acum la Dinamo au fost destule probleme în ultima vreme și jucătorii ar putea acum să încerce să îl impresioneze pe noul manager. Da, în locul lor l-aș fi impresionat pe Cosmin Conta, un dinamovist 100% și un jucător care a făcut performanță acolo și care a reușit să redreseze tehnic clubul dinamovist în a doua parte a sezonului anterioare. Bine, e ok la Dinamo că există această continuitate și vine imediat Miriuță, un antrenor de asemenea de calitate, ceea ce nu se întâmplă la Concordia. Nu am auzit deocamdată nicio veste despre Chiajna referitoare la viitorul antrenor. De altfel, Chiajna și-a schimbat, e deja la doilea antrenor la al treilea o să fie în doar vreo 11 etape după Dan Alexa, Miriuță și cine o să vină, dacă nu o să fie pregătită de secund. Atenție, și Gelicane a părăsit-o pe Dinamo, e o informație pe care am aflat-o mai spre seara acum. Iulian Misănescu va fi pe banca ca interimar, pe banca echipei gazdă, a ajutat de Adimutu, a ajutat cu sfatul de Adimutu, asta mi se spune. E adevărat, Mihescu va fi pe bancă în timpul meciului, însă partida sunt convins că va fi pregătită și cu sprijinul lui Miriuță. Bun, pontul nostru este pe formația gazdă, gazdele marchează o cotă de 1.40 și vă sfătuiesc încercați... Gazdele câștigăm, cer scuze, o cotă de 1.40 și de asemenea vă sfătuiesc să încercați unul cu handicap asiatic -1 sau cu handicap european chiar -1. Până la urmă, Dinamo ar trebui să câștige în fața unui adversar mult, mult mai slab. Mergem mai departe și vorbim despre o partidă din Serie A. Este vorba de o întâlnire cât se poate de interesantă între Lazio și Napoli. -3.60 este cota pentru o victorie a formației gazdă, în vreme ce Napoli este favorită în această deplasare cu o cotă de 1.98. Egalul are cota 3.70 și părerea mea este că aici vom vedea un meci cu goluri. E greu de spus cine va reuși să încline balanța în cele din urmă, însă golurile în ambele porți par cel mai logic pariu. Așa e, Sabin? Da, și foarte bună, foarte bun aspectul pe care l-ai evidențiat. Nu se știe în favoarea cui se va înclina balanța. Da, e greu să spui că bat unii sau bat alții. Da, deși Napoli are o cotă de 1.98, o cotă cam de luat, așa, cotele astea în jur de 2 pariori experimentați știu acest lucru cam ies, nu aș merge pe mâna lui Napoli, dar nu aș investi foarte hotărât pe Napoli. Da, noi am mai spus câteva variante pentru cei care ar vrea să riște puțin. Oaspeții câștigă și Mertens înscrie, o cotă de 3.25, pe un pariu pe care aș investi ceva valoros, pentru că avem o cotă imensă, foarte mare, peste 3 goluri asiatic, o cotă de 1.91, iarăși un pariu bun.
Și ambele marchează în ambele reprize. Atenție, o bătă de 9, practic un, câte un 1-1 la capătul fiecarei reprize și pariul nostru ar fi câștigător. Ajunge repede și la, după ce am, după 2-3 lucruri spuse despre această partidă, pontul nostru este clar, ambele marchează. Este un derby din categoria clasărilor în top 3, pentru că atât la... Bine, despre Napoli prea multe nu mai sunt de spus, o formație Napoli care... victorie în serie în primele 4 etape, dar mai important de atât, eu aș sublinia un lucru. În ultimele 9 meciuri de campionat, evident 5 de sezonul trecut, Napoli s-a impus de fiecare, adică a terminat bine campionatul și a început foarte bine noul sezon și mai mult de atât, în ultimele 8 etape, Napoli a marcat de fiecare dată câte cel puțin 3 goluri pe meci. Și încă un lucru pe care trebuie să-l spunem, Napoli primește din ce în ce mai greu gol. Este un aspect important pentru că o știam, o echipă spectaculoasă, o echipă care primea goluri, dar marca foarte, foarte mult. Acum Napoli se pare că știe să se închidă și în defensivă, dar de ambele marchează. Lazio este o echipă tare, de asemenea una dintre puținele formații din Serie A ce joacă cu 3 fundași. Un aspect care evident încurajează spectacolul, mijlocul face diferența, sunt jucători mobili acolo, capabili să urce și să coboare repede în sprijinul defensivei. Napoli pe linia consacrată, eficace, da. Nici nu sunt probleme în acest joc, în sine Mertens și care o să joace Hamšík în spate, ambele marchează o cotă de 1.50. Așa este, cam așa vedem meciul, dar mai avem o surpriză pentru noastră ceva mai târziu, privitor la disputa asta dintre Lazio și Napoli. Haideți deocamdată să luăm etapa de Serie A și să discutăm puțin despre ea. Trebuie să recunosc că urmărind ponturile lui Sabin pe campionatul italian și în special pe Juventus, am tras concluzia că Sabin se teme un pic de formația torineză. De altfel, e o părere generală conform căreia Juventus nu va mai performa în acest sezon. E bine, poate nu va performa, cel puțin eu așa cred, pe plan european, însă pe plan intern, cred că rămâne în continuare principala favorită în această ediție. Anul viitor nu știu ce va fi, dar în sezonul ăsta, în continuare, o văd pe Juventus cam cea mai echilibrată echipă. E adevărat, Napoli are un început bun și nu e doar ea pe cai mari, am văzut și Inter și Lazio, așa mai departe, dar cred eu că Juventus este în continuare capabilă să tranșeze meciurile precum cel cu Fiorentina fără probleme. Și tocmai de aceea Sabin îți propun Juventus cu handicap -1 sau chiar -2. Da, nu că neapărat că mi-e frică de Juventus, pentru că Juventus de altfel, Juventus Fiorentina varianta 1 va fi și pe biletul zilei de mâine propus de redacția pariul12.ro. Mi-e frică mai degrabă de concurență, știi? Iar în momentul în care apar, până acum Juventus nu prea a avut cu cine să joace în campionat, adică cea mai echipa care îi sufla cel mai fierbinte în spate era undeva pe la vreo 7-8 puncte după etapa 20-a, deci așa. Jucare relaxată, fără emoții, acum lucrurile se complică. E Napoli care, e clar, în acest sezon va fi principala candidată la titlu, este Inter, este Milan, Lazio, deci echipe cu care Juventus va juca poate va avea un 5-10% în plus, dar mult mai multe echipe decât în sezonul anterior care se vor bate pentru titlu. Dar hai să trecem puțin la punturile meciurilor programate mâine în Serie A. Juventus Fiorentina, gazdele să marcheze cel puțin 2 goluri, cota 1.41 și, cum ai spus și tu, un succes în handicap al echipei Juventus. Eu cred că va fi 3-1 pentru Juventus,